Faci gogoș? Ia-l pe la mica tău. Vezi să nu-mi strigi gogoșele mele acolo. Noi facem mini gogoș. Uitați cât de mici este. Pentru grădiniță. Pentru Adelina. E 8 seara. Și noi facem gogoșul. Vine mama, ne-a făcut aluatul. Pentru că ea îl face mai bun. Mie nu prea mesă aluatul pentru gogoș. A venit ea, mi l-a făcut și eu am rămas să le prăjesc. Și Adelina mă ajută. Nu scap de ea. Trebuie să-i fac pentru mâine la grădiniță. Mâine are carnaval la grădiniță și trebuie să ducem fiecare câte ceva. Și eu am ales să fac mini gogoși să duc. Altceva chiar nu știam ce. Am auzit că alte persoane duc fursecuri, brioși, așa că eu m-am gândit să fac gogoș. Să mă duc și eu la fel. Fac câteva așa mici, restul le fac mari pentru că nu am răbdare. Trebuie să stau până mâine dimineață să le fac în stilul ăsta. Ia de să văd pijamalele. Ai la fel ca Alexia? De să văd. Ești frumoasă. Aveți pijamalele la fel? Și eu am pijamalele la fel. Doar că eu am tricou, nu bluză. Avem toate trei pijamalele la fel. Mai sunt vreo 5 zile până la termen. Eu am terminat gogoșele pentru mâine dimineață. Ne pregătim și noi de somn, de acum e 9:30. Și trebuie să facem nănița. Ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața, dar unde pleci? Unde te duci? Pleci la grădiniță? Ouleu, vai doamne și m-a speriat. Pleci la grădiniță? Dar nu te îmbrăci? Duci așa, dezbrăcată? Hai să te îmbrăc. Hai să te îmbrăc. Pățăt. Lua Adelina, i-am dat așa bluza neagră cu colanții. Și acum să-ți dau oaia. Sub, cum îi spui? Supălăm? Superman. Superman. Gata, Adelina, e îmbrăcată. Da, să-i dau masca jos, că nu o să duc așa, bineînțeles. Ia uite la mami. Wow. Învârte cu spatele. Fă așa piruietă. Ți se potrivește de minune. Costumație. Gata, gata, camițești. Ești tare frumoasă. Super. Aia nu vrei? Hai că o dăm jos, aia până ajungem la grădiniță. Da, ești frumoasă. Hai să mergem, hai! Nu. Hai să mergem la grădiniță. Păi nu, da? Asta o pui la grădiniță, da? Hai, bine. Haide. Ce faci? Ce-o curat? Faci curat? Da. Sper. Eu aseară am făcut curat aici, în camera asta. În schimb, alegerea, am mutat jucăriile. Azi sâmbătă, eu n-am mai filmat de mult, de miercuri, cred că, când am dat fata la carnaval. Am filmat foarte, foarte puțin. Și aseară am schimbat un pic aici, am pus altfel jucării, le-am pus măsuța aici. Da, uite ce face Adelina. Am pus pianul ăsta aici jos. Ăsta cu jucării l-am băgat pe aici. Nu, sunt capă.
Am sortat iar jucării. Adelina, nu acolo. De unde le-ai luat? Aha. Eu le-am sortat cât de cât. Aici am pus fructele, acolo am pus animale. Eu cresc cu bretonul, intră noapte acum, trebuie să-l prind. Așa trebuie să le strângi, da? Da. Aici? Nu. Aici? Nu. Aici? Acolo jos. Aici? Da. Mașina are Didi. Are Didi mașină. Dar nu mai merge? El a schimbat bateriile. Ah, merge. Cu picovor nu merge? Da. Mami, pune înapoi. Da, da, pune înapoi. Da. Unde? Unde? Pune acolo, lângă dulap. Acolo, lângă dulap. Da? Uh-huh. Așa. Gata, bravo, a făcut Adelina curat. Dar nu mai merge mașina? Cum să nu mai meargă? Ieri am pus baterii. Ai lăsat-o deschisă. Nu. S-o agățat acolo. Da. Ce cauți? Salutare! Ce cauți, Adelina? Păi nu-mi băgați părul în seamă, că parcă o luat o razna părul meu. E așa, parcă e lână. Nu știu ce se întâmplă cu el. Vai cât e grasă la față. Mami? Par gigantică, da. Mami, nu merge pe. Dar nu ai nevoie, că tu mergi la baie. Da. Azi e sâmbătă, eu n-am filmat săptămâna asta deloc, decât un pic miercuri. Cap atât. Nu am reușit să filmez. Și m-am gândit să fac azi un vlog ca să mai public așa un vlog până nasc, pentru că cu siguranță ăsta e ultimul vlog care îl voi posta. După aia îl voi posta ăla cu nașterea. Sper eu din tot sufletul. Sper să nu duc vreo 42 de săptămâni. Poi mâine, adică luni, o să fac 40 de săptămâni. Și o să ajung la termen. Luni am și programare la doctor. Eu sper să nasc mâine, poi mâine, la termen să fie, să nu trec peste termen, că oricum nu mai pot. Am niște picioare atât de umflate, îs de 3 ori mai mari față de cum le aveam eu înainte. Nu mai pot. Îs eu umflată. La față, mâini, e horror. Aici eu m-am pregătit să-mi pun toate lucrurile în geantă, pentru că nu mi-am făcut geanta. Eu am ajuns la termen, dar geanta nu am făcut-o. Pentru că nu, aveam lucrurile cumpărate, m-am gândit cât să le iau să le pun într-o geantă. Dacă mă iau durerile de naștere, nu nasc tot atunci, tot mai am timp de un duș, de o chestie, nu mă duc imediat la spital. Și oricum aici în Germania la spital îmi dă absolut tot în afară de haine pentru mine. Doar atâta trebuie să-mi iau haine pentru mine și haine de ieșit din spital pentru copil. În rest îmi dă din spital haine pentru copil, șervețele, pampers, creme, absorbanti, orice, orice. Tot ce am nevoie îmi dă. Dar eu, pentru că așa sunt românii, m-am gândit să-mi iau și de acasă ca să fiu sigură că nu rămân fără. Și mi-am pus și câteva de acasă. O să vă arăt imediat și ce am să pun în geantă. Vreau să mă duc să mă cântăresc. Ce aveți? Vreau să mă duc să mă cântăresc. Ultima dată aveam 81 de chile.
Acum ați vedem câte am. Și m-ați întrebat în comentarii câte kilograme m-am îngrășat în timpul sarcinii. M-am îngrășat 20 de kilograme. Acum am pornit de la 62 și acum cred că am vreo 82. Poate mai mult un pic. Cu Adelina m-am îngrășat 30 de kilograme. Am pornit de la 50 și am ajuns la 80. Iar cu Alexia aveam 53 când am rămas gravidă, 53 când l-am născut. Deci eu am slăbit în loc să mă îngraș. Cu câte kilograme am rămas însărcinată, cu atât am născut. Dar sarcinile astea două m-au umflat groaznic. Dar eu sunt conștientă că am să slăbesc înapoi. Nu, poate nu slăbesc exact cum eram înainte, dar nu mă supăr, pentru că oricum îmi trebuie câteva kilograme în plus. La înălțimea mea de 1,72 m, să rămân la vreo 70 de kilograme, eu mă bucur. Nu e nicio problemă pentru mine. Mie îmi place așa să fiu un pic mai... nu mai grăsuț, să fiu așa cât de cât mai cu carne pe mine, să nu fiu chiar slabă. Dar așa, așa sunt eu, să fiu... Aici mi-am pus două prosoape. Deși sunt la spital, dar nu, să le am acolo, unul mic și unul mare, un deodorant, de aici au dispărut că le-am luat acum și aici am un parfum, o cremă, pastă de dinți, periuță și am să-mi pun un fond de ten, un burețel, o cremă, un rimel ca să fie acolo, știi, dacă mai filmez una alta să nu par chiar horror. Aici am suzete pentru bebe, două suzete. Bustieră, trebuie să mai pun încă una, e la spălat aia. Bustieră, ciorapi, chiloți. Aici am o burtieră. Vreau să mi-o pun după ce nasc. Și pijamale. Două perechi de pijamale și o cămașă de noapte. Oricum o să-mi aduc Cosmin dacă mai am nevoie, că în același oraș nasc. Tot pentru mine absorbante, din astea mai subțiri, din astea mai groase. O să trebuie acum din astea așa mai mari. Didi! Oricum îmi dă de la spital, dar am luat să fie. Un pachet și rețele umide. Pampers pentru bebeluș, numărul 0. Aici două perechi de mănuși pentru bebeluș. Două perechi de ciorăpei, căciuliță, niște costumașă pentru bebe, încă o căciuliță, încă una mai groasă care o să-i dau când îl scot din spital, și hăinuță, badiuri, bluziță, aici am o păturică ca să-l învelesc. Nu, dacă mai am nevoie, o să mai iau de acolo, de la spital. De asta am pus atâtea. Da. Da, Didi. Și cam atâta, eu nu mi-am altceva. Astea sunt lucrurile care o să mi le iau la spital. A, și actele, bineînțeles. Trebuie să-mi pregătesc cardul de sănătate și mutapasul care l-am avut pe timpul sarcinii. Caietul de gravidă. Probabil că ați observat deja că gâfui foarte tare și când vorbesc acolo am niște haine din pachetat, șosete. Mai am aici niște haine din pachetat. Vreau să fac curat în baie, pentru că este necesar. Uitați-le. Da. Vrei mașina? Da, las-o și pe ea. Hai. Hai. Să mai dau un pic cu aspiratorul, mai spăl o mașină de haine. Astăzi vine și Cosmin. Și cam asta facem astăzi. Ia să mă duc eu să iau... cântarul, să mă cântăresc. Din debara. Nu mă stresez eu pe partea asta, că vai, că m-am îngrășat, că nu știu ce. Pentru că eu sunt convins că o slăbesc înapoi. De asta o problemă. Vâi de mine! Vâi de mine! Ia tu cât ai? Te-ți văd!
Mingea, dă-l. La, dă mingea ca să vedem cât e. Dar las mingea jos, cântărești și ai o leacă. Lasă-o jos. 15,6 kg. Bravo, hai. Deci am aproape 85 kg, 84 am. Mai scad colanță și cu tricou. 84 kg. Băi de mine. Eu-s curioasă cât cântărești copilul. Așa nu prea pare eu de 84 kg. Adelina are 15,6 kg. Și Alexia are 24. În cameră este gata, nu prea am avut mare lucru de făcut, patul și am șters oglinda. Nu, am dat cu aspiratorul. Aici am terminat, nu știu cât o să țină, nu mult, 10 minute, dar e bine așa. Oricât ar ține, măcar am făcut. Ai grijă de surioara ta? Da. O iubești? Foame. Îi place? Foame. E foame? Da. O iubești pe Alexia? Da. Bravo. Să scoatem hainele. Băgăm altele. Băgăm hainele lui Andrei, da? M-a luat de la. Dacă am lăsat pe dos. Spală hainele pe dos. Making up for everything we ever made. I know. Yeah.
Yeah, there's something about your sweet smiles just different this time. So baby, lean in like you mean it. Put your lips on mine. Stay friends forever. We don't gotta stay friends forever. No, no. Am terminat și în baie. Bine, n-a făcut o curățenie foarte, foarte mare. Am reîmprospătat așa un pic baia. Ca să nu fie praf și... Nu. În fiecare zi s-a adunat mizerii. Și am făcut un pic și aici. Ce dorești? Ce vrei? Dă părul din ochi. Ce dorești? Mancanda. Mancanda. Telecomanda. 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 Mancanda? Mancanda. Ia, mancanda! Ți dorești să uiți la desene? Azi nu s-a uitat deloc la desene, nu i-am dat. Îi unul jumate. Dar nimic. Și nu s-a uitat deloc. Nimic. Nu te-ai uitat, nu? Nu. Dite, da. Și nu-ți dau. Ia? Nu-ți dau. Hai. Nu. Hai. Da, nimic, da. Nu. Am să-i telecomanda pe dulap. Nu-ți dau. Mancanda. Mancanda. O jumătate de oră. Până la 2 și de la 2 faci nani, da? Mancanda. Da? Mancanda. De la 2 faci nani, da? Da, de 2. Ușor, ușor. Știi să umble, să-și dei. Ia uite, televizorul s-a negrit într-o parte. Nu l-am mai făcut. Ce dată? Nu, pe tine. Ce faci? Adelina. Adelina. Am pus să fac și o friptură cu carne de porc.
A fumat un pic. O pun la fier, după aia o prăjesc, am să fac și niște mămăligă. Mai avem ciorbă de ieri. Aseară am făcut ciorbă și mâncărică de fasole. Și Alexia iar e mufturoasă. Astăzi este luni și am programare la doctor. Ultima programare. Azi e termenul, dar încă niciun semn. Că ar veni. Acum eu aștept să vină cineva. Am vorbit cu cineva să meargă cu mine. Trebuie să-mi traduc de data asta, să vedem ce spune doctorul. Și aștept să ajungă, e 10 fără 20. O să ne auzim când ies, să vă spun ce a spus doctorul. Of, doamne, nu mai pot de somn. Am zis că să intru să vă spun și vouă că ieri am fost la control, n-am mai filmat. Ieri mi s-a împlinit termenul 40 de săptămâni. Astăzi am 40 de săptămâni plus 2 zile. Și încă nu am născut. Auleu! Deși cred că se apropie. Că se împinge foarte tare. Am și contracții, dar sunt foarte rare. Și nu sunt atât de dureroase. Ieri aveam dilatații 2. A spus doctorul. Auale! Ușor! Nu mă las să vorbesc. Nu, până acum au tăcut. Când vede că vorbesc la telefon, nu mă las. Și mâine am din nou programare la doctor. A spus dacă nu n-am spune mâine, să mă duc mâine din nou la ora 10. Dar sper să nasc la noapte, de seară. Eu de la început, când am aflat termenul 27 februarie, am spus că o să nasc 1 martie și eu așa cred că o să nasc 1 martie, adică mâine. Așa cred eu. Acum să vedem. Adelina doarme, Alexia e aici cu mine. Și mie mi-e somn de nu mai pot. Poate doarme Alexia un pic, să doarme și mami, nu? Ce spui? Facem nani? Da? Guliță mică, guliță mică. Guliță mică. Guliță mică e al grec, s-a pisat pe pat. E trecut pe Pampers. Mă duc să o schimb. Da. Am să închei vlogul. Ne auzim în vlogul următor. Nu știu când o să fie, dar o să fie. Când nasc, vă anunț cu siguranță. V-am pupat!